Cel mai în vârstă jandarm din județul Vaslui, locotenent colonel în rezervă Gheorghe Rotaru, care trăiește în comuna Dragomirești, a fost aniversat zilele trecute de către conducerea Inspectoratului Județean de Jandarm, instituția prefectului județului Vaslui și de către primăria comunei Dragomirești. În sala de ședință a primăriei vasluiene, câteva zeci de participanți l-au omagiat pe Gheorghe Rotaru cu prilejul aniversării frumoasei vârste de 97 de ani. La această înaintată vârstă, moș Gheorghe, cum îi place să îi se mai spună, este activ și foarte vorbăreț. Își aduce aminte cu drag de perioada în care a activat în jandarmeria română în timpul școlii, dar și din perioada războiului la care a participat. Așa. I-am dat deja. Dar de auzit, auzi ghinii, nu? Foarte bine auzit, da? Și nu băga. Sigur, auzi și cu stânga și cu dreapta. De cu dreapta. Și când deci vorbesc eu cam tare. Când e în fluier, când e în muzicuță, când e... Păi când mai chei la matare acasă să cânti din muzicuță? Da, era mai bine luam, da, să văd când da. Andreea Oana Cepoi, directorul de cancelarie a instituției prefectului județului Vaslui, i-a acordat o diplomă de excelență din partea prefectului, iar primul adjunct al inspectorului șef al inspectoratului de jandarmi Vaslui i-a oferit un album cu istoria jandarmeriei. Totodată, locotenent colonel Gabriel Răduță i-a dăruit o uniformă de jandarm destinată ceremoniilor oficiale. Bună ziua, ne-am adunat astăzi cu sprijinul domnului primar pentru a celebra astăzi 26 martie, ziua veteranilor unității Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui, veteranul nostru, onoratul domnul colonel în rezervă Rotaru Gheorghe, s-a născut pe data de 8-7-1922 în comuna Dragomirești, județul Vaslui, fiind singurul băiat dintre cei patru copii ai familiei. Face parte dintr-o familie cu tradiție în arma jandarm. Bunicul, tatăl acestuia, cât și fiul lui, au fost jandari. Unul dintre marile regrete ale sale este că băiatul său a renunțat la jandarmerie, plecând în străinătate, fără a continua tradiția familiei. A terminat 10 clase, din care 3 la seral. A susținut examenul la București, unde a intrat ca voluntar la școala militară arma jandarm. A făcut parte din cei 5.000 de candidați pentru școlile militare, dar și dintre cei 1.000 de candidați declarați admis, în perioada 1942-1943, urmând școala militară de jandarmi. La acel moment avea doar 3 dintre cei 3 elevi, erau din județul Tutova, dintre care doar dumnealui mai trăiește. Primul an de școală militară l-a făcut la Timișoara. Aici, în primele 3 luni, ținuta elevilor se rezuma la hainele civile ale acestora. Pregătirea de specialitate se desfășura astfel, 3 zile pe săptămână în sălile de clasă, 2 zile pe săptămână instrucție în curtea școlii. Primul șoc al acestei perioade zbuciumate l-a resimțit atunci când au primit ținuta militară. Era plină de sânge și găurită de gloanțe. Aceste haine parcă își spuneau povestea prin care trecuseră cei care au purtat-o înainte. Fiori reci au trecut, au făcut să tresare și să întrebe cui le-au aparținut. Au fost forțați să îmbrace această ținută, povestind parcă evenimentele care aveau să urmeze. După o perioadă relativ scurtă de timp, le-au fost aduse ținute de instrucție de culoare neagră. Pregătirea de specialitate se desfășura prin cursuri cu specific polițienesc, regulamente, poliție tehnică, criminalistică. Caietele aveau de specialitate din acele vremuri, atestă încă o dată faptul că pregătirea profesională a elevilor a avut ca scop formarea unor cadre competente și de înaltă calificare. A urmat cursurile Centrului Tehnico-Științific Cluj. Aici, timp de 6 luni, a urmat cursuri de criminalistică, dar și cursuri de pregătire conductor câini în serviciu, urmărire și însoțire. Pentru a putea fi avansați, trebuiau să promoveze examenul final. Cei care nu promovau examenul erau fie mutați în alte centre de pregătire, fie repetau cursul de pregătire. Al doilea an al școlii militare îl urmează la Drăgășani. După absolvire, este numit ca ajutor de șef de post la Legiunea de Jandar Slatina, compania 21 jandari. În anul 1943 a fost detașat la postul de poliție Păroș Slatina pentru 6 luni. La data de 20-2-1944 este încadrat la Legiunea de Jandar Tecuci, iar de la data de 25 octombrie 1944 este mutat la Centrul 4 Jandar, Legiunea Jandarmi Olt. Experiența de război a început odată cu plecarea lui noaptea spre turnul Măgurele. De aici au fost îmbarcați pe bacuri cu destinația Galați. În timpul deplasării au fost atacați de avioane nemțești, atunci au simțit pentru prima dată că se apropie moartea.
a văzut camarazi de-ai lui cum se sting, a văzut suferința, neputința și disperarea acestora. După ce au reușit să ajungă la Galați, au plecat pe jos spre Iași. Spre front își aduce aminte că au plecat pe la podul Iloaiei Iași, au trecut în Basarabia. Scopul jandarmilor era acela de a asigura ordinea și liniștea publică, paza și apărarea avutului obștesc și a cetățenilor. Pe timpul deplasărilor armatei românești, jandarmii au executat patrule pedestre care asigurau și coordonau circulația trupelor românești în bune condiții. Datorită lipsei de cadre, la comanda plutoanelor de jandarmi erau numiți învățători sau avocați rezerviști, pregătiți în arma jandarmi. Legiunea de jandarmi din care făcea parte a fost responsabilă cu siguranța diviziei 21 infanterie lângă Prut. Locotenent colonel în rezervă, rotarul Gheorghe, ne-a povestit că a luptat împreună cu germanii împotriva rușilor care veneau spre România. Își aduce aminte că aceștia din urmă au reușit să rupă frontul, iar 8 dintre generalii armatei germane s-au predat. În anul 1944 a participat la campania din Ungaria și Cehoslovacia. După război au fost trimiși în concediu nelimitat, fiind înlocuiți cu ofițeri subofițeri de infanterie. Au fost rechemați în rândurile miliției, la pază și ordine, în Bacău, unde a fost și comandant de grupă, apoi și-a desfășurat activitatea în cadrul unui post de jandarmi. În anul 1998 i-a fost conferită medalia Crucea Comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945, pentru servicii militare aduse statului român în cel de-al doilea război mondial. Deci cam asta este pe scurt activitatea și viața domnului colonel, plină de istorie și de amintiri. Cam asta este. Dacă doriți să, nu știu, dacă vrea, dorește să facă vreo completare la ce am povestit, la ce am spus. Dacă nu, i-am pregătit un semn de omagiu, un diplom pe care vă rog să-i onorați dumneavoastră. Așa? Domnul Rotaru? Da. Bună ziua! Da. Suntem din partea domnului Perfect și am venit să vă transmitem mesajul dumnealui de sănătate. Domnul Perfect? Da, domnul Eduard Andrei Popica. Și vă mânăm această diplomă. Uitați, poftiți? Vede, mă ajută cineva? Ține diploma. Ține așa. Suntem reprezentanții prefecturii. Domnule colonel, din partea conducerii Inspectoratului de Jandarmerie din Tambasului și a colectivului unității noastre, vreau să vă mânez albumul istoric al Jandarmeriei Române. Vă mulțumim pentru întreaga activitate și vă dorim sănătate și să ne vedem și anul înainte. Să te aveți, să ajungi și dumneavoastră anul fericit. Doamne ajută. Să te Dumnezeu să trăiești. Că tot neamul de răbă. Mulțumim. Hai să o ținem. Ține-o așa. Ține-o așa. Uite așa, un pic, ca să-ți facă un poză. Uite așa. Așa. Mulțumesc. Fiind un moment festiv, din partea colectivului inspectoratului, pentru momentul ăsta festiv și pentru ca la anul să arate mult mai bine, v-am adus o ținută de ceremonie. O să-i dau doamnei să o pună bine și la anul când ne-am întâlnit, cu asta ne... Da, ne întâlnim. Da, așa ne întâlnim, în uniformă de asta. Da? Ne întâlnim la anul. Am stabilit, v-am dat ținută. Da, de dușmanii în ceriul, în băstrat, dau greu să-i ferim. Dar am mâncat ca și-i fac. Nu să-i dat cu șoară înapoi, vă rând tot. Ia-i bata, până-n tot.
La rândul Dănuț Iacob, edilul numărul 1 al comunei Dragomirești, i-a dat sărbătoritului un tort. Din partea primăriei, consiliul local, alături de urări de anunțat cu multă sănătate, un tort care reprezintă tot efortul dumneavoastră, cred că, de cursul anilor. Da, lăsăm, de acolo. La mulți ani. La mulți ani, multă sănătate. Lăsați-l așa, că mergem cu mașina. Lăsați-l așa. Dacă dorește doamna sau să servească... De război, un cineva, domnul Gheorghiu de la Tulești, în vârstă de 104 ani, alături de domnul Rotaru, sunt exemple ale comunității, exemple pozitive, care povestesc, poveștile lor sunt adevărate, sunt de mare amploare și mari emoții, ceea ce povestesc, au întâmpinat pe fronturi, unde au dus lupte pentru eliberarea României. Ne mândrim cu asemenea, veterani și le urăm un sincer la mulți ani. Și sunteți și rude. Suntem și rude, dar... Da. Mai departe? Mai departe, vă rog frumos să luați loc la masă. O să... Da, haideți să facem o poză. Ne spuneți ce înseamnă pentru dumneavoastră jandarmeria română? Jandarmeria română? Hai toată lumea la poză. Viața mea a fost la început. Viața aia, viața a fost. Și va fi. Va fi. Jandarmeria mea a fost la început. Și unde fost la început. Nu știu dacă mai dezoane. Vreme, prezintă ceva din interior. Ce era? Era jandarmeria, era o din interior. Jandarmeria? Da. Superioară era. Superioară. Superioară și poliție. De, da, dacă ea era pregătire ei, dar oricum da. E o jandarmeria și superioară poliție. Te uitați-vă un pic la poză. La poză. Acum puteți să ne povestiți. Dacă să Da. Și nu avea venit. Și cum își făcea datoria? Nu ți-ai făcut-o, pune mâine înapoi, adelanță, așa, hai la procuror. Așa. Și la zis de acolo, dacă era Martin Mișinos, păi domnul Covodan, păi mă bătut și de asta am spus, că de-aia acolo, biserica acolo, dragă, mâine aș distrugea pe amândru, trebuie să ai la lege, legi, regulamente, ordine. Trebuie să respect. Nu umbla așa, crampa de colo cu ăla. Ori faci treabă, ori... De ce ai învățat aici cazul? De cum îi spunea profesorul nostru, lăsați-l de cazul și cascați gura. Gura! Așa e și acum. O leac! Dar din școala militară ce mai ții minte? Cum a fost în școala militară? Eu zic, cum a fost chiar prima, când ne-a luat prima lună la excursie. Prima lună la excursie, acolo la Timișoara, nu au avut pentru haine pentru noi. Și ca excursie se scoate de afară, nu știu, dar o pe frate, că era dar, așa, ne-a plăcat așa într-un niște... Nu văd de ele, dar erau așa simpli. Pe noi, că acum aș fără niște... Hai, nu de simpli. Și-au făcut și-au zis, l-au zis, l-au zis la comandat, la inspectorat, la București. Au apărut de acolo
Deci vorbesc, o să ne agrea, dar voi discutare cu tare, s-au intrat acolo. Ne-au găsit pe tot așa, gata, jos, ne-am dus la casă, tot de, de la, mă scuzați, de la Chiri, de la Izmene. Ne-au schipat. Și v-au dat ținută nouă? Ne-au făcut, da, ne-au făcut și baie, ne-au făcut și acolo. Avem oameni care se dăm, din îngrijă. Și instrucția era grea în școală? Poftim? Instrucția era grea? Era trei etaje. Etajul întâi, etajul doi, etajul patru. Era școală. Patru era școală, la școală. Instrucția? Da. Cum era instrucția? Dură? Din Turcia. E din Turcia, instrucția. Când făceați instrucția, domnule. Era grea? Pregătire, cum era? Instrucția de unea mai acră. Mai rămâne de un oră de trasare, făceam la primul. Dar când era zapadă, când era rămas de urma omului, de tăie popușoia așa ca un alt, popușoia ruge, ăsta, zapada era mare. Jucat, îi culca și vine puța și aceea. Și dacă nu te culcai ca să fie așa drept, că se împlinea de banditul cu tare, îți vedea așa o profesor așa, de la spate, de ca să simte în zapadă. Corpul în zapadă? Da. Apoi ne-a scos într-un zic, prima vară era când ne-a scos din băgat, nu știi că avea scurtea ca vii, și ne-a zis și am adus pământ, așa, pătrat, de-am făcut o cort șeldic, așa, care face sigur, e sucie, face. Pentru așa, am pus unul în gata, dar nu mai știu și cu cuvinte și încă. Deci e mai mergeai pe duce, mai trebuie să câte cu care așa, cu galbă deasupra. Sport! Sport! Da, așa? Da. Așa, sport. Mergeai de pe sport. Ea părea cel cu natul. La circulație este și așa. Dar mai vedeți un pic? O grămadă de mașini s-au adunat. Cu urechii nu mai vedeți loc. Un pic, cu un ochi, dar... Foarte puțin. Adă, nu am încercat. Ba da, da. Nu, sunt o fată. Și am venit. Iază care-i ochi vezi, care vezi mai bine. Care ochi. Cu ochiul care vezi mai bine? Din care parte? Din partea aceea. Stângul? Da. Da. Sunteți fată din asta? Da, da. Cea mai mare? Da, dar nu sunt fata lui. El nu crezi copii. El s-o recăsător. Așa se cheamă. A, nu pot să mai... Da, da, da. E, după ce stai, vreau să mai stau și nu prea... Locotenent colonelul în retragere Gheorghe Rotaru s-a născut la 8 iulie 1922 în satul Popești, raionul Tutova, la acea vreme, acum comuna Dragomireș, județul Vaslui, fiind singurul băiat dintre cei 4 copii ai familiei. Face parte dintr-o familie cu tradiție în arma jandarmeriei. Bunicul, tatăl acestuia, ca și fiul lui, au fost și ei jandarmi. A susținut examen la București, unde a intrat ca voluntar la școala militară Arma Jandarmerie. Gheorghe Rotaru este un model demn de urmat pentru tinerii din generația actuală. La mulți ani, domnule locotenent colonel Gheorghe Rotaru. Eu să steagul, o pus steagul sovietic acolo și a stat cu un timp oarecare în, pe acolo, prin pădurișele, și urmă am luat-o la pas în România. Pe jos? Pe jos. Jos. Așa. Și ne dă ordine. Fiți atenți aici. A? Când o să ajungeți la vă gară, la vă stație, undeva, o să vezi o fotografie înaltă, de aproape un metru. Pași și strii, pași de pilare și salutați. Păi, eu cam încă... Pentru că eram cam căpățânat, dar trebuie când era frică.
Erai încăpățânat, matare, nu? Eram... Oleacă din moldovean, așa zic. Jandar și moldovean. Jandar și moldovean. Dar știu eu să salut de acolo. Domnul Icoană. Dar cine era în... Era ăsta, Antonescu. Stalin era. Stalin. Nu, ăsta a Rusiei. Iosif Visarion Stalin. Stalin. Așa. Și poporul rus, da, fericirii... Și... Așa. Da, copoi, Doamne, pe pământ să vezi Stalin ce-a făcut. O făcut din cai, magar și din bot, funcționar. Așa. Și pe urmă, când să ieșim noi, aproape, domnule, odișeni în altul și generalismul, așa spune, generalismul Stalin. Trebuie să faci trei pași de filare și saluți. Trăp, 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 salutat. Dacă cartonul. Poftim? Cartonul, cealaltă salut ai. Păi, de ce se trebuie să fac? Da, dacă. Și ai faci ca așa, dar, dar mult nu mai trebuie. Dar și, și clopotele trece domnule a lui asta. Clopotele. Da, da. Da. Lui Stalin cel mare, lupta pe popoare. Nu spus să zic așa. Sus pe cele... 20 de ani, 20 de ani, Moldova noastră, țara noastră, o plătit dări la ruși. Întrebați că aurul nostru e la dânsă. Este la dânsă rușii, ăsta aurul nostru, la, la ruși. Nu, nu mai recunoaște aici să putem mai de pentru că nici ilanți, pentru că asta e de război. Păi de din timpul... Poftim? Îl consideră despăgubire de război. Așa, despăgubire de război. Bine, ei nici n-au prea recunoscut. Da. Auzeam că tezaurul nostru este la Moscova dus. Da. 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 Cum a făcut, nu știu dacă v-am spus, linia ferată de acolo, din Cehia, de sus, dar... din Germania, de acolo. O lărgit-o, linia ferată. Da. Și a făcut, o luat de acolo și mă... și mașini și tot ce au și ingineri și tot, și a dus în Rusia, cu trenul ei, acolo. Eu și-o rămas poate... Deci n-ai dus-o bine pe vremea aceea? Poftim? N-ai dus-o bine? Bă, de seama mea. Dar... nu se mai... Domnul Rotaru, dar vă lăsau să vă duceți la biserică atunci? La biserică îmi vine preotul acasă, mă mărturisesc. Nu acum, atunci! Două și la școală aveam orele astea, la Timișoara. Când, înainte când ajungeam de pe instrucție, când plecam, sau în dormitor. Ta-t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 a
Câți ani ai stat pe front? Păi, era, a fost omul, câți ani? A fost omul spre Iași, din nord, la nord, Iași, până la acolo, deasupra germanică. În Germania, nemții știți că s-au despărțit. S-a făcut un gard. S-a făcut un gard între ei. Da, între o parte din Germania. Est și vest. Da, da. Democrată, da. Și federală. Da, da, da. Vânzare, multe doamne. Dacă... Bun, când ai fost lăsat la vatră, să zicem așa, impropriu spus vatră, când te-ai întors înapoi în țară, din, pe front, în ce an ți-ai aduce aminti? De când am venit de acolo sau din... De când ai venit din Germania? Când am venit din Munții Tatra? Din Munții Tatra. Am intrat în țară. M-am dus unde lucram. La Timișoara, nu? Nu, acolo era într-o cancelare. Repartizat. Într-o cancelare, eram la subordinea cu ea. Da, da. Un birou unde trebuie să intru acolo. N-am intrat bine pe trei, acolo și mi-am întins mânul, mă scuzat, mi-am întins un de asta, o să așa, în fără capă, nu știu spune, zi, cum să zice, concediu. Concediu medical? Concediu nelimitat, nelimitat. Și neplătit. Neplătit. Și nelimitat și neplătit. Mă uit acolo, mă întorc înapoi.
Unde o foaie de drum și mă întorc de când cu Tuzova, de cu tare, cu tare. Apoi atunci fădem polițist, jandarm, lăsa din jandarm pe polițist, din polițist milițian, din milițian. Ei, astea au fost vremurile atunci. Ei, ai fost și milițian, și polițist, și jandarm. Viață lungă. Dar din surat, când te-ai însurat? Deci să ia mă să mă măritat să fii casă. Ma tale te-ai măritat? Cine? Ma tale nu te-ai însurat ca toți oamenii? M-am măritat, m-am însurat. De fapt, să vă spun adevărat, pe mine mare ca bărbat, numai pe mine, mama. Erai singurul băie din familie. Da, da, și l-am însurat soată. O, dispărut-o. Așa, dar jandarmii au fost lucruri la un. Și fratele mamei și tata și... Toată dacă, familia. Din, da, din jandarmă, și tot s-a făcut pe la vasă. Serviciul nu concentrat, cum se cheamă... Obligatoriu ăsta? Da, păi... Încorporare? Anișe, da, anișe, da. Avem pe tata fotografie, Dumnezeu să zic, mă. Pădurarul a fost tata Matarei? Nu, pădurarul era de la primărie și el, înainte de a ajunge pe acolo, jandarm. În la primul, unde? Aici, în satul natal? La... Da, în Popești. La Popești, în sat Popești. Cu Popești, comuna Bârlad, județul Tuzova. Așa era atunci? Așa era atunci. Pe Popești, acum e în comuna Dragomirești, nu? O fost? Fost comuna Dragomirești. Până s-a mutat în Redeni. Din... O fost comuna Radel până în 1968? Da, a fost comuna așa, domnule. Așa a fost comuna și pe urmă, când a văzut că s-au făcut... Păi dânsul nu are casă, nu, la copil? Le-a adunat, domnule. La Băbuța? În ce an te-ai însurat? Prima și prima dată? Păi da, cu Maria, tot Maria o chema ca și pe șești. Păi cum, dar ce-ai fost mai multe marii? Păi da, a doua Maria, că... Mi-a murit așa de la Bacău, a murit și am luat-o și pe-a doilea, așa că n-am așa de asta de 10 ani, sunt văduv și nici n-am nevoie în parigine, că nu înțeleg cum alți bâzigăni. Câți copii ai? Copii am avut pe cei care spune Gabriela, firea. Nu, aia e nevoată. Mama ei, mama ei. Veronica o cheamă pe... Gabriela firea. Da. O cheamă pe cei care... E nepoata aceea, dar pe mama ei o cheamă Veronica, nu? Da, Vica. Vica? Vica, Vica. E cu prima soție a Matalii? Da. Și cu asta care a rămas oarbă din timpul școlii. Tatăl a rămas oarbă. Are 60 ani, doar câte are. Are mai... Mai mare, da, are 65 ani. Vin pe la dânsul? Da, noi suntem în relații cu... Da. Nu că vin ele, că ele să vină, că sunt mai în vârstă ca noi. Și ce, dar vin și-și văd tata, măcar o dată pe an. Ei, noi îi trimitem așa un telefon din ăsta, o poză așa. Da, a, deci nu mai fost de mult. Nu, și are un nepot, deci Gabi are un frate, care ăla a fost. Ăla vin mai des. Și ăla unde e în Bacău? E tot la București. Ai, plecați. Deci copiii din nepoții de la fiica dumnealui din prima căsnicie, plecați la București. Da. Și fata nu mai trăiește, nu? Vica. Ba da, trăiește. Da, au luat-o la București băieții? Da, da. Deci prima soție a avut două fete. Trăiesc amândouă. Da. Și un băiet, acum am cu a doua am avut. Cât o trăie, că a murit și asta. Da, deci... A doua soție are un băiat, care a fost și el jandarm și după aia a plecat în Italia. Ah, deci... S-o lăsat din... Scrie în istoria asta. În materia. Bine, știți, eu vreau să-mi spun el, dacă își mai aduce aminti, dar am presia că e chestii dureroase, că văd că nu da, e bine. Dar bineînțeles că e doar de auzi, ne aud. E... Da, sigur, sigur, e cam dureros. Domnul Rotaru, dar e dureroasă chestiunea asta. Sigur. Dom'le, nu mai știu cum să mai... Dar ai avut o viață frumoasă, așa... Zic, păi, dar... Că și-a făcut-o el. Am fost și stăpân pe cort, că mi-a plăcut să învăț carte, să învăț și să fiu și... să fiu așa, supus,
Păi da, astea erau regulile militare, nici nu avea ce da, face. Că treceam, mă scuzați, treceam pe zi de multe om așa, jandarmele! Zicea că grăbește cu ei. Da, dar mergea o leacă fudul matal. Erai jandarm îmbrăcat acolo. Jandarm, da, păi singur. Dar de bătut, ai bătut așa vreodată? Uite-te pe și care o meritat, nu m-am. Nu te-ai dat înapoi. Și-o bătut și-o de mine, poate zic, dar l-am jmulit. Așa. Jandarmele, bun. Și cu dumneata. Să vezi, domnule, ne-am asamente. Un comunist era. Să găsești comunist, așa zici, cu școlezi. Da. Cum să nu, dar... Și poate și au să găsești, dacă zici colegi. Mai sunt, dar trebuie căuta că să ascund, nu prea îl cunosc. Da, păi eleu. Vine cu... Dar, mă, tare, n-ai fost membru de partid? Da, păi de capul. Ai fost? Nu. Cum? N-ai fost? N-ai plătit cotizații la partid? Eu la partid? Da. Niciodată. Deci, tata au fost elenist. Și matale n-ai făcut nicio politică, nimic? N-am făcut. Păi cum ai scăpat din n-ai făcut matale politică? Păi dar cum să fac? Că n-am El de atâtea ori o arată lipsă, ori sâmbătași. O ștepele așa, e legal. Ori sâmbătași, n-are cu cine să... Ai fost cam golănaș, matale, de nerotat. Ha? Ai fost cam golănaș, așa? Păi da, direct. Da, ca să vă spun de... E băut până într-un timp, am băut, da. E normal ce? Bă, multă sărătate. Bă, bem noi cu jandarmi când ne adunăm, deodată că era băutul, acolo restaurante, unde a luat ani, ne-au prezut, pe acolo. Așa, nu mai băta, nu mai încutare. Ei, din băutăția nu iese bine niciodată. Nici comportarea ta, ca om, personal. Da, da. S-au fumat, nu ziceam pe țigară, nici n-am pus în gură niciodată. N-ai fumat niciodată, nu? Niciodată. Deci, părinții. Asta să fie unul din secretele de a ajuns la vârsta asta? Poftim? Care e secretul matale de a ajuns la vârsta asta? Secretul mă ajunge că sunt îngrijit foarte bine, mâncări de care trebuie, la persoana cu care însoțitorul meu. La biserică îmi vine preotul acum acasă și m-am mărturisit. Foarte bine. Pentru postul ăsta, postul de 7 Crăciuni. Cel mai lung post din an e postul Paștelui. Postul Paștelui. Da, da, da. 7 săptămâni ține. Da. Așa, mă mărturisit. Așa, că vine el prin sate, vă spune direct un secret. Vine prin sate și mărturisește oamenii bolnavi, oamenii neputinși. Care nu pot să duc la biserică? El a văzut de câteva ori că mă duc. Și a zis, eu din cărge nu mă pot să mă las jos. Așa. Dar mă tare să ia așa, de acolo să ai pe scaunul ăsta. Scotea scaunul, haina și el, zice așa. Și mă pune așa, păi mă întreba, paca, fiecare. Fiecare să-și pui așa. Așa, el mă cunoște. Dom'le, da, vrei să mărturisești? Da. Zece. Dă o gură de vin, deja l-am părtășit, nu? Păi da, să te, că mâna asta apare, trupul Domnului nostru Iisus Hristos, partea asta, sângă. Da. Aici mi-e... Și luat, dreapta și cu el. Luați și mâncați, acesta este trupul meu, care pentru voi se varsă. Și urmă mâna asta întâi un păhărus cu vin, gust. Luați dintre acestea să vezi, acestea este sângele meu, care pentru voi se varsă sunt iertarea păcatelor. Așa e preotul îi spune. Zici el. Poftim? Nu zici el, când vine în timp părtășești. Da, pe bine, pe ce să știi? Da, și. De atâția ani de zile. Când n-a fără... Dar nu iese deloc în curte cu cârșa? Simt, singur. N-a fără... N-a fără... Nu mai poate singur. N-a fără o acoxidă... Dar înainte de a pleca în școala militară, asta de zi. Așa, în timp, la București, noi am fost un fel de... Dacă ați auzit măcar, poate, pășem premilitar cu pușcă de lemn. Da. Am auzit. Duminica.
prezentam arme, dar eu mers foarte bine în școală. Ei s-o bănuiesc, s-o dai la picior, s-o dai ventilație, numai n-aveai cartuș. S-a plăcut armata, într-un fel. S-a plăcut armata, categorii, nu cum. Ca să vă spun așa, a fost, vă spun, mă cam pudulit eu. Dar, în asta mea, i-am spus, mă prezentam, veneam acasă. Veneam acasă, într-o, cum nu știu câte zile ne-au dat. Da, și în permisie. Eram elev caporal. Avem prima... Gradul, da, aveai două, acele, sau câte era acolo. Acele două le avem. Da, da. Așa. Dar trec prin lângă o curte de om. Cam pe sâdum, așa. Dar femeia așa, mă scuzați, vă spun. Văi, Vasă, Vasă, o chema Vasă. Văi, Vasă. Hai? Lăsați-l, nu-i mă iubriți. Văi, Vasă. Văi, Vasă, și ia vezi la... Băi, și față să mă sună așa la are aici, care din general de școală, are tumor. Dar auziți-vă, zice-o, nu are cum să spun. Dar intră, fac, coace, fac, când se rămâne, e leu și cu tare, și-o e pișera bataie cu ioi, și se vrea, că sunt de și vorbește așa. Și am făcut eu, e de vorbește așa. E omul vinovat, că spui, că și are el, și interesant, și are tumor. Avem așa, gradele. Caporal, da. Trebuie să le spunem. Ca să vedeți dumneavoastră răutate în lumea asta. Rău, nu? Da, dar satul din care vii Matale Rădenii, sat din Răzăș. Poftim? Satul în care te născu Matale Rădenii, de... e sat din Răzăș, Popeni ăștia, Popești. Popești, Popești. E sat din Răzăș. De Răzăș și Dragomireș. Păi și acolo ce erați? Deja, cum se cheamă? Clăcaș? Clăcaș? Parcă asta se cheamă, nu știu cum. Păi ai ceva pământ matare acolo, ai, nu? Dar l-am mutat. L-am mutat de la Popești, l-am mutat dincoa și la Băbuța. Cum știți? Mă rog, da. Eu nu plătesc, noi veterani de război, normal. Nu plătim 5 state, pardon. Nu plătiți impozite și nimic. Da, nu plătim 5 hectare cu tot cu usurile acasă. Nu plătim. Au fost astăzi aici colegi, le putem spune, de la Jandarmeria Vaslui. Ți-au adus un costum de haine militar, de jandarm? Da. Ți-au făcut cadou. Matale, un costum de jandar. Da. De ăsta, nou. De l-a făcut el? Nu, băi, colegii Matale de la jandarmeria. Da, jandarmeria. La anul te îmbraci în el. Alt costum. Alt costum, păi da, se schimbă uniforma la ei, se schimbă și la Matale. Gândeam să ajungi în sănătos. Păi da, să dea Dumnezeu, să ne vedem și la anul. V-am mai spus că, repet, s-a născut în 1992. 90, așa, 92. 1927. Și 7. Nu știu, Matale, știi. În 1922. Vorbesc de mine. În 1922. 1922, 9 iulie. Să-ți dea Dumnezeu multă sănătate și să ne vedem și la anul. Drept așa mi-a spus domnul colonel de acolo, de la... La jandarmerie. La jandarmerie. Numai că prefectul era ca în glume cu dânsul, poate ea și vă ruda el. Noi erau reprezentanți de la prefectură. Poate? Erau, au venit reprezentanți, șeful de cabinet a prefectului și purtătorul de cuvânt. Da, acolo, sunt acolo. Și a făcut și eu, așa, domnul prefect, fac numai două puncte și așa, i-a rămas de pe școală. Și cu stângul și cu dreptul, ca așa joacă și prefectul. Ați-o rămas rima în minte. Da, el săracul zice, zic, că câți bani pe cap, eu nu mai joc, nu mai trebuie. Dar cum, e plin de probleme și el, taia asta la vorba. Nu știu ce să mai spun. Bine ați venit, bine ne-am văzut, sănătate, la toată, mâncă o dată, la familie, de la toată neamul de la toată, și să ne păzească de război intern. Dar de ce spui, Matale, așa? Ce? Adică războiul intern e prin neînțelegerea poporului ăsta. A românilor cu, da, românii. Ba cu
bați liberali, bați sereniști, bați ei, bați și ei. Dar de comuniști nu zici nic. De comuniști nu se iei de vorbă. Nu se iei de vorbă. Nu. Acela e tabu, n-ai voie, nu? Da, nu se iei de, se iei de vorbă. Da. Dar cum de-ai scăpat, Matale, să nu fii comunist? Nu te-au făcut ăștia membru de partid? Da, 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 m-am bagat, te-au bagat de mine. Păi cum, fugeai și făceai? Nu vreau. E, nu cred. Nu vrei, te obligăm, ce? Doar știi ordinul. Nu, mă... Ce făceai, Matale, de-ai scăpat, eu nu te-au făcut membru de partid? O, eu te vă spun că umbla după mine, s-a umblat, uite așa umbla după mine, să mă atragă, ca să fiu comunist. Da. N-am vrut-o. Dar cum? Și cum făceai? Cum făceam? Nu mă prezentam. Când spune, vii în zona de cutare, cutare, că e ședință, nu mă ducem la ședință și la asta. Dar nu mi-a spus și mi-a... Nu m-a spus și ne-au făcut un șap de birou în eu. Când mi-au luat pistolul din buzunar. Avem un pistol pus aici în buzunar, pistolul din buzunar. Da. Și cu el, uite cum ia asta, învălit, îmi bate asta. Până în buzunar. El ca să-mi facă rău, că era știut că eram tânăr, din jandar, și mai deștept că el și mai chepos așa, și arătai bine. Și pe el scusese de la cadre. Ai schimbat serviciu. Și m-a băgat pe mine cu dânsul acolo ca să mă pregătesc. Dar lui era și de gloscos, că era Florel Major cu 3 V-uri pe aici. Da, da, e polet. Așa. Vezi, când hoț se apucă și scoate și când îi spune bicicleta la biserică, la regiment acolo, la unitate, să veniți acolo direct. Dar direct o ia la control pișala din stânga întâi, sus, pistoarele, să-i vadă. Și e ca Ioni că l-a luat. În locul Ioni a fost predat la magazin, de un lorat, de unde lua, iar aia lua pistoarele. Când ajunge la mine, el se... Eu am rămas în poziția de drept. Am făcut-o pe multul. Dar nici eu nu știam care e treaba. Ba, ne-a dat eu seama ca bun. Așa, numai... Pleacă toată lumea acasă, dumneata, rămâi, acolo așa, mă pune lângă sentinela la poartă, la portier, îți bagi de uniformă și te îmbraci civil și te duci la Ploiești. Acolo era un tribunal, la Ploiești. Când ajung acolo, iau actele cele la intrare, întâlnirea la șefii. Intru, mă prezint, saicole, îmi spune așa, că era în fața mea, să mă judece. Mă cerceteză. Da. Așa. Ia saicole așa. Așa, cred că tot Dumnezeu te mă ajută. Păi, omule, măi. Spune așa, și cu dumneata, domnule, te văd numai rapoarte contra dumneata, contra dumneata, uite așa, uite așa, uite la numai la, o ții dosarul prim, ne-a zis să dosarul domnule acolo. Îi trebuia, pe baza lui, da. Tip judecat. Da, m-am amendit, da, ce-i faci dumneata, uite așa, îi spune, uite așa, uite așa, știi care-i treaba? Eu cred că tot Dumnezeu vrea. El i-a dat pistolul ei, dat la magazin ei, spune el clar, din gură așa, dat la magazin ei, dar pe dumneata nu te duci singur acolo. Am trimis un plic în coașe la mine, că l-ai găsit și să am eu plicul așa, că l-ai găsit. Eu mă duc și spun fetecilea care intrase la cadre, în locul lui, da? Și spun, că el era bine cu desarul, n-avea șerță, n-avea... Pe ei o fășe cea buroică. O reclama, el ai să rău, zic, era rus în meseria asta, că am zis Dumnezeu. Da, era și de contat un lucru. Să îi spun, dar ea zic, e ce, lasă-mă, mă scuzați, lasă-mă chișeță, că-l fășe ăsta-i ca buroică și pe mine mă fășe moldovean, păr pe limbă. Părea că de-a lui. Așa, el i-a răzunat, îmi spune, lasă-mă, cișăm așa în gura lui, că merg eu la acolo, la
judecată. Unde-i predat. A, la magazin. Magazin. O mers cu mine la magazin, stai la portă. O mers la portă, am stat la portă, o mers înapoi, o lua numărul cu el și l-a văzut că e acolo, pistolul, așa, și vezi, fii atent, eu îți fac plicul tot, să-l trimiți eu acolo. Mi-am făcut plicul, l-o trimis acolo, la dânsul, la fiara care mi-a spus, fiți mărți la diferență, că s-o găsit, și m-a scapat Dumnezeu, dar altfel intram la pârnaie. Dar nu v-am spus, tot așa la iar, ia venim cu asta, te arăt, unii se judecă oamenii ca dumneata, mai mare în grază, mai cu tare. Așa la băiețul așa la care mă... Judecător, să-i zic. Judecător, da. Mă zic și mai așa, vă, doi, trei pași, ia uite în jos, la susor. Nu se mai vede acolo, numai oameni în grad, numai oameni. Dar dezbarcat mai era... Arestați. Arestați, da. Arestați acolo, da. Vezi, ia că acolo trebuie să mergi, noroc cu tot. Multă sănătate, domnul Rotaru. Să trăiți. Și să promiți că la anul îți pui uniforma nouă. Eu vă mulțumesc. Și am vorbit și noi cât am putut. Zic, decât ai vorbit bun și rău, mai bine, mai puțin și mai bun. Nu? Da, multă sănătate. Să trăiești bun. Vezi, Olea, că cu urechiul stâng, nu? Cu ochi...